Hei, bună ziua, e bună să mă arăți pe canalul Păsări de Curte. În acest episod am să vă arăt rațele, gâștele și curcanii. După cum puteți vedea, le-am adus la iarbă, în spatele curții. Uitați curcanii ce mănâncă la iarbă. Am făcut curat, am scos toată uscăciunea care era și am lăsat iarba asta verde. Acum intră și gâștele la iarbă. Acum 2 minute să zic că le-am adus. Mai mult nu e de când le-am scos. Cum le-am adus aici pe uliță, am și scos telefonul să filmez. Uite și îmbalotează. Scuzați câinele care se aude pe fundal, n-am ce să-i fac, este al vecinei mele. Nu le-am mai adus, să zic așa, de vreo 2-3 zile, parcă. Nu le-am mai adus pentru că am avut treabă pe șanțuri, am făcut aici și în față curat și nu prea am mai avut când. Că mi-a luat 2 zile efectiv, pentru că e destul de mare locul unde a trebuit să fac curat. Aici a fost puțin, dar în față a fost destul. Suntem în spatele curții. Curcanii a fost puțin mai chin să-i aduc până aici, pentru că este prima dată când i-am adus pe ei în locul ăsta, dar gâștele și curațele au venit destul de repede, sunt obișnuite. Uitați ce le place la iarbă. Gâștele stă mai deoparte. Dar rațele și cu curcanii în niciun caz. Pe izlaz azi nu le duc pentru că nu mai e iarbă. Este dar, cum să vă dau un exemplu, cum este în această curte și nu mai au ce mânca, cum este în locul acesta și nu mai au ce mânca. Este mai mult pământ decât iarbă. S-a dus mare parte, dar e bine măcar că mai am acest loc. Nu știu. Eu cei cu gâștele nu zboară ele deja. Chiar îmi e straniu ce se întâmplă. Dar în fine, le-am făcut și lor un bine să le mai aduc la iarbă. Mâine este și boboteaza. Vineri. Astăzi este joi când filmez. Nu știu în cât timp se va posta acest clip, dar în fine. Haide-mă și voi la iarbă. Ce aveți? Aproximativ toate gâștele în afară de asta și cea bătrână a fost călcată, dar asta nu prea stă și vreau să controlez dacă e gâscan sau gâscă. De asta nu prea știu cam ce să zic de ea. Da, să-i fac o poză, că eu așa după o recunosc care e. Restul sunt călcate și știu că sunt toate gâște. Le place rațelor, mai ales cum le-am adus, au și intrat în iarbă. Curcanii nu mai zic. Le-am adus foarte greu pentru că mai erau pe șanțurile vecinilor iarbă și se opreau la iarbă. Oricum au crescut și ei destul.
Nu știu dacă voi cumpăra curci. Mai este de văzut. Mi-am adus un băț. Fără bățul acesta, cred că nici acum nu-l aduceam. Nu le lovesc, Doamne ferește, numai le, cum să zic, le gonesc. N-am nimic cu păsările să le lovesc. Eu, ce-ai mă? Raule, răutăciosule, ce-ai cu mine? Dacă mă uit pe partea asta să nu fie cineva la poartă. Nu e nimeni. Cred că or fi câinii vecinilor care îți dați drumul. Aici e grajdul unde dorm găinile, aici e purcelul și aici în capăt sunt caprele. Stați un pic că pleacă gâștele. Văd că ăștele nu prea au chef de stat. Și nu știu de ce. Ieri le-am mai aruncat eu iarbă și nu prea aveau treabă, au mâncat chiar. Au gonit rațele și au mâncat mai mult ele. Dar acum nici nu prea se ating. Uitați. Acesta este motivul, dar acum a fost foarte ușor ce s-a întâmplat, de ce vreau să tai acel gâscan. Și probabil două gâște le mai tai și pe ele. Nu cred că le voi lăsa pe toate. Astea 6 de aici, astea 5, cred că vor rămâne, cele albe probabil să le tai. Dar să vedem. Gâscanul am văzut că le face față. Acum nu știu, era foarte bine de l-a accepta și pe acesta. Era fenomen dacă l-a accepta. Am filmat deja 8 minute. Haideți să filmăm 10 și după aia voi închide episodul, chiar dacă voi mai sta eu cu ele. Nu prea aveți ce vedea. Am făcut și eu un clip. Dacă nu mă înșel, acesta este primul pe 2023. La mulți ani. Așa. Dacă altele n-am mai filmat. Acum mi-am dat seama. Îmi pare rău că acela cu rutina de dimineață, ultimul clip din 2022, s-a postat în 2023. Dar ceea ce contează este că este filmat în 2022. Asta este partea a doua, că s-a postat cel mai târziu. Nu este vina mea, este vina YouTube-ului. Că se încarcă foarte greu. Eu acum, ca să le duc acasă, trebuie să o iau pe aici, să merg în dreapta, fac dreapta iar și am ajuns la mine. Le-am adus aici, puteam să le las și acolo în față, dar acolo în față nu prea mai este deloc iarbă. Am să filmez când le de fapt, am să las clipul mai mult și când văd că o s-or sătura rațele, văd că acum s-au apucat și gâștele de iarbă. Când s-au săturat toate și încep să alerge pe aici, ați văzut cum fac în clipurile anterioare ale mele și vom merge să vedeți cum e. Mi era mai ușor, foarte ușor să le scot acolo, n-avem treabă, dar n-aveau ce mânca și le scoateam de pomană.
ca și când le-aș fi lăsat la ele în țarc, pur și simplu. Aceea de-a dat acum din aripi este gâsca bătrână. La asta nu mai am dubii dacă este gâscan sau gâscă, este gâscă. Am văzut când a călcat-o gâscanul. Dar cum am spus, pe asta nu prea am văzut-o și am s-o prind când ajungem, a călcat-o și pe creața, dar pe acesta n-am văzut-o și când vom ajunge acasă, cred că o voi prinde să mă uit, să o controlez. Asta tot stă în cârt, dar ăla îl bate. În loc să stea și el separat, că n-aș avea nimic cu viața lui, sau măcar de-ar sta fiecare să-și ia gâștele. Ăla cu gâștele lui, ăsta cu gâștele lui și eu n-aș avea treabă cu viața lui. Da, nici nu știu. Asta mi se pare că e aceea de zboară cel mai bine. Dacă nu mă înșel. Dați să o dau mai încolo. Pe ea. E, acum se duce și asta. N-am ce să-i fac. După aia am să le dau drumul. Poate zboară. Nici nu știu. Cream că vine mașina, dar nu vine. Aolo, a pornit tractorul, stai să le dau, să se ducă. Ați văzut? Că vine tractorul și nu le las să nu le calce. Chiar dacă omul nu le va călca, că îl cunosc și nu face de-astea, da. Hai, Doamne, ajută să nu sară niciuna în fața tractorului. N-au sărit. Oh. Chiar mă speriasem să nu sară curcanii, că fugeau curcanii. Ați văzut cum a zburat acea gâscă? Aș mai da o dată, să o vedeți. Este prima dată să încep când puteți vedea cum zboară gâștele. Numai așa zboară, în rest ele sunt liniștite, numai când le apucă, se duc încolo sau pe stradă când te scot. Încep cu decât stați să le prind pe astea, iar pe asta cel puțin. Stați să o duc mai încolo, iar ăla se poate duce acasă la el. Oh. Nu, n-am ce să-i fac. Vreau să vă arăt. De ea sunt mândru și cred că o să o țin, că îmi place mult de tot cum zboară. Și cred că am să fac în așa fel încât ea să rămână, că mie îmi plac foarte mult gâștele care zboară. Haideți să o vedem. Na, o fi obosit și ea. Și nu mai putea așa de bine. Stați că mai vine o mașină să le dau repede. Ah, s-a oprit acolo. Care mai zboară bine? Bătrâna zboară iar foarte bine. Da, să o dăm și pe ea. Na, tot așa acum dacă vine mașina, după ce se duce această mașină, o să vă arăt. Și o curcan de acolo. Du-te pe șanț, că de-aia te-am scos. Gâștele s-au îmblânzit destul de bine, ceea ce mă bucură. La vecina. Ceea ce mă bucură destul de mult, că nu mai fug așa de tare de mine. Na, acum vă dați seama. Ori mai fugi și ele, ce să le fac. Ah. Dați că trebuie dat înapoi astea.
Nu, nu te duc. Hai, hai rață. Și înapoi. Pare că s-au săturat rațele. O să le duc la apă imediat în curte. Na, vine, v-am arătat de două ori când zboară gâsca aia. Gâsca bătrână, vedeți că stă mai mult cu cârtul. Și nu vreau să le fugăresc acum, sincer să fiu, să-și rupă picioarele pe aici și să le fac să zboare. Nu vreau acest lucru. Acum am făcut așa gâscă, numai că știu că zboară foarte bine. Și de aia toate zboară. Mi-au zburat mie de pe drumul încolo până la ele în țarc. Știu ce le poate ciocul, ca să le zic așa. Aripile, mai bine spus. Dar aici, mai ales cum e cu piatră, se pot lovi. Acolo este asfaltat, aici nu. Și totuși îmi este frică. Și nu vreau acum să stau să nebunez gâștele pentru un clip. Între ghilimele, să mă dau mare când zboară gâștele. Da, să văd dacă mai mănâncă. Curcanii văd că deja s-au săturat, nu mai bagă ciocul prea mult. Astea cât de cât. Na, se poate vede. Numai să le apuce pe ele acum singure să zboare, că n-aș avea nimic cu ele, se întorc singure, știu unde să vină, că au mai făcut așa, au mai zburat de aici din țarc pe aici, s-au dus până la drum și vin ele singure acasă. Bine, nu prea de acord, vreau când ies cu ele să fie supravegheate. Altfel prefer să le țin numai înăuntru, dacă nu le supraveghez. Și da. Cred că m-am lungit destul. Nu mai are rost să vă mai arăt cum le duc acasă, că va fi chinuială. Și cred că voi opri aici clipul. Nu e așa interesant, sincer, cum le duc acasă. Așa că, da. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Pa, pa!